În noaptea care urmează, treptat, precipitațiile sunt și sub formă de lapăviță sau ploaie și pe aer restrânse se depune polei în vestul țării. De asemenea, vântul prezintă intensificări la munte cu viteze în general de 50-70 km pe oră, iar pe crestele înalte chiar viteze de 80-90 de km pe oră, acolo viscolind nisara și spulberând zăpada. Și astăzi se menține vremea deosebit de rece, maximele rămânând preponderent negative, iar la noapte, precum și în dimineața zilei de miercuri 20 ianuarie, așteptăm să mai fie ger, dar nu mai pare restrânse.